În cea de-a noua zi de la declanșarea campaniei electorale, deputatul Nicolae Florian, candidatul liberal la primăria Giurgiului, a continuat dialogul cu cetățenii orașului. Pe parcursul întâlnirilor cu oamenii urbei, Nicolae Florian a reamintit concitadinilor săi, care sunt candidații liberali la posturile de consilier municipal. O problemă din timpul discuțiilor cu giurgiuvenii a fost cea legată de soarta actuală a pensionarilor. În acest sens, a convenit pe parcursul dialogurilor că valorificarea înțelepciunii acestei categorii sociale se poate constitui într-un beneficiu pentru comunitate. Vreau să vă spun că pensionarii sunt lectori la cursurile de calificare pe care le-am înființat la Giurgiu, în privat. Nu e rău. Deci avem, valorificăm înțelepciunea. Când am spus treaba asta, am spus-o cu... Cu suport. Cu suport. Fără suport, nu discut. E bine. Dincolo de experiența deținută de Nicolae Florian în calificarea sau reconversia profesională a unor giurgiuveni, o altă problemă legată de interesele vitale ale giurgiuvenilor a făcut referire la pregătirea solidă a tinerilor pentru viață. Și în cadrul acestui aspect, o etapă vizată a fost meditarea elevilor de către profesorii pensionari motivați. Vorbim de pensionari care realizează meditații pentru elevi ca să putem să ridicăm nivelul de pregătire. Aici e mai complicată treaba. Este complicată, dar... Aici e mai complicată treaba, vă spune un specialist în sensul ăsta. E greu. E greu, dar noi am reușit un pic cu voluntariat, dar nu vreau să vorbesc de profesori voluntari, ci vreau să vorbesc de profesori motivați. Am înțeles. Sâmbăta trecută, Nicolae Florian a mai dialogat cu giurgiuvenii întâlniți pe strada București, în piața și hala centrală, în târgul situat în cea mai mare piață a orașului și în apropierea zonelor unde se află sediul de campanie al candidatului liberal și cel al Partidului Liberal, din apropierea Colegiului Național Ion Maiorescu. Un grup de tineri giurgiuveni intrat în dialog cu Nicolae Florian și-a manifestat bucuria de a vota la 5 iunie pentru întâia oară.